Pe Dorel nu-l oprește nimic, nici măcar ploaia. Așa a fost asfaltată o stradă din Iași. O echipă de muncitori nu s-a oprit din a acoperi șanțurile făcute de furnizorul de electricitate, deși afară era furtună. Cel mai important era ca mașinile să poată circula. Nici de cum dacă lucrarea va rezista sau va ceda. Și tot în Iași, la scurt timp după ce a început vijelia, o mașină a fost distrusă după ce un copac a căzut peste ea. Reprezentanții serviciilor publice au intervenit imediat pentru a îndepărta copacul căzut, iar polițiștilor care au dirijat circulația în zonă.